această după-amiază, Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost gazda unui eveniment cultural deosebit. Oamenii s-au adunat pentru a-l vernisa pe Marin Dobrescu, un fost sportiv care și-a îndreptat atenția și talentul către domeniul cultural. Una dintre cele mai importante instituții de cultură din municipiul Drobeta Turnu Severin a găzduit astăzi vernisajul expoziției personale de pictură Mozaic a lui Marin Dobrescu. Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește astăzi o expoziție inedită, spune eu, și anume aici în sala Gheorghe Anghel ne aflăm pentru a vernisa un artist ceva mai special și anume pe Marin Dobrescu. El provine din lumea sportului, a format generații de sportivi și cum te călește sportul, a spune eu, dar te și sensibilizează. Și anume, ia uitați că într-o perioadă relativ scurtă a realizat o serie de tablouri care se compun în trei etape, portret, peisaj, dar și partea misnică. El este un fovist convins și vine la Palatul Culturii cu o expoziție plină de culoare, de temperament. Putem spune că Marin Dobrescu și-a depășit condiția prin această creație și prin faptul că după o perioadă în care mensana in corpore sana, cum se spune, iată că a trecut în latura aceasta a creației. Născut la mijlocul secolului trecut, în Drobeta Turnu Severin, Marin Dobrescu este una dintre cele mai marcante personalități din sportul mehedințean. De-a lungul timpului a șlefuit o mulțime de talente, a cules și roadele, iar vitrinele cluburilor la care a activat s-au îmbogățit semnificativ. Marin Dobrescu a practicat trei sporturi diferite la nivel profesionist, dar cele mai multe realizări le-a avut din postura de antrenor de lupte libere. Puțină lume cunoaște însă povestea tehnicianului pasionat de pictură și poezie. Acesta susține faptul că pictura este o activitate de stare sufletească, iar astăzi oamenii au venit cu drag pentru a-i admira picturile. Este o expoziție făcută cu suflet, cu emoție, cu foarte multă pasiune, fără a ne gândi că o să fie o expoziție, dar de-a lungul timpului s-au strâns aceste tablouri minunate. Sunt tablouri făcute într-un stil fovist. Tata zice că este fovist infantil. Sunt lucrări executate atât cu mâna dreaptă cât și cu mâna stângă. Lucrările sale, dintre cele mai diferite, nu seamănă deloc cu cele ale unui amator. Toate operele le-a realizat în tihnă, în atelierul în care se regăsește cel mai bine. Materia, culoarea conduc discursul, legile limbajului plastic care dau coerență gândurilor artistului. Atelierul fiind locul în care reușește să-și adune gândurile și să le transpună pe carton. Acolo reușește să fie bucuros și fericit. Cred că undeva la 3-4 ani a durat executarea tablourilor. A fost o perioadă în care a realizat tablourile cu mâna dreaptă înainte de pandemie, după care a avut o problemă de sănătate și când și-a revenit din problema de sănătate a început să picteze cu mâna stângă. Colegul de liceu al maestrului a ținut să sublinieze faptul că această pasiune datează încă din liceu și că încă de atunci acesta a avut un vernisaj alături de alți colegi. Doamna a făcut aici o prezentare și a afirmat că aceasta ar fi o nouă îndeletnicire a maestrului și a fostului sportiv. Vreau să aduc o completare în sensul ăsta. În liceu, el a mai avut și, dacă rețin bine, ori în sala asta, ori în una alăturată, o expoziție împreună cu alți doi colegi, Adi Galbură și Tobă Emanuel. Unul e în București, unul e în Statele Unite. Expoziția artistului plastic Marin Dobrescu, Mozaic, va fi deschisă în sala Gheorghe Anghel pe perioada 30 septembrie-14 octombrie, unde pot fi admirate 50 de lucrări.